Mulțumesc, domnule ministru Triboi. Evident că este de apreciat efortul Ministerului de a îmbunătăți legislația, mai ales în ceea ce ține de pachetele de servicii pentru călătorii, vacanțe și circuite. În același timp, cred că este important să vorbim și despre toate aspectele acestor îmbunătățiri și atunci ar trebui să începem, de fapt, cu legea turismului, unde încă reglementarea activității de turism este efectuată de un minister al culturii și turismului, care este neexistent, și unde există, apropo, noțiunea de agenție turistică. În proiectul propus, de fapt, avem mai multe noțiuni care nu sunt definite, precum cel de detailist, în propunerea pentru articolul 1131. Și apropo, în timp ce chiar noi astăzi ar fi trebuit, de fapt mâine vom discuta despre comerțul online și despre contractele online, în același timp, în proiectul de lege propus de dumneavoastră, contractul se cere a fi prezentat în scris pe suport de hârtie. Și proiectul pe care trebuia să-l discutăm este la fel la propunerea dumneavoastră a Ministerului Economiei. În același timp, eu aveam, de fapt, prima întrebare ar fi vis-a-vis de articolul 1132 și v-aș ruga să-mi spuneți mai multe detalii, pentru că, din câte înțeleg, noi vom cere tuturor companiilor de turism ca în materialele publicitare să vină cu foarte multă informație, precum destinație, mijloace, mod de cazare, itinerar, servicii de masă oferite, lucruri care atunci când ar fi într-un material publicitar, vă dați seama, și costurile sunt mari, dar și nu putem interveni în publicitatea companiilor de turism. Vă rog să răspundeți mai întâi la această întrebare.